Numele meu este Ana Mirodonie, sunt psiholog și terapeut somatic și astăzi mă bucur să-ți povestesc despre o carte super frumoasă, Corporalizarea emoțiilor. Este scrisă de Raja Selvam. Apreciez foarte mult munca lui Raja și ce onoare și bucurie că putem gusta din esența muncii sale în această carte care ne invită pe tărâmul emoțiilor și mai specific pe tărâmul emoțiilor trăite prin corp și gestionate tot prin corp. Un lucru pe care am putut foarte ușor să-l concluzionez atât din munca terapeutică cu mine, dar și cu clienții mei, fie individual, fie în cursuri, este că emoțiile ocupă un loc central în viața noastră, atât prin atitudinea pe care o avem, prin gândurile, stările fizice, comportamentul nostru, relația cu noi înșine și relația cu ceilalți. Într-un fel ne trăim viața atunci când suntem copleșiți de emoții și într-un fel o trăim atunci când învățăm cum să navigăm prin ele. Pentru că da, până la urmă, este vorba despre învățare. Felul în care noi ne raportăm astăzi la emoții, felul în care le trăim, felul în care le gestionăm, a fost cândva învățat. Chiar dacă n-a fost conștient, ci mai degrabă reactiv la viața noastră, e tot învățat. Și atunci, ce bucurie că putem să învățăm în continuare, numai că important este să ne dăm șansa asta, să ne descoperim, să descoperim cum trăim noi emoțiile și să descoperim care este modul mai potrivit pentru noi astăzi, pentru cine suntem noi și pentru viața pe care vrem să o ducem, să trăim emoțiile și să lăsăm să fie parte din viața noastră. Emoția, până la urmă, o trăim în corp. Are foarte mare legătură cu corpul pentru că o simțim prin senzații, o simțim prin modul în care corpul nostru reacționează la viața. Emoția este o evaluare, de fapt, a vieții. Este un mod în care noi ne poziționăm cu viața, cu ceea ce ni se întâmplă, prin a ne spune mă simt bine, mă simt rău, mă simt în siguranță, nu mă simt în siguranță. Și apoi emoțiile apar ca nuanțe care să ne ajute să ne prindem mai bine despre ce e vorba. E important să ne folosim de senzațiile acestea, să înțelegem că atunci când o emoție se simte rău în corpul nostru, ne creează disconfort, ne este greu să o ducem, este atât de natural și instinctual să ne protejăm de disconfortul respectiv. Mai că protecția s-ar putea să nu mai fie atât de potrivită pentru noi acum, cum poate a fost în trecut. Este ca și cum, și Raja oferă această analogie, e ca și cum în mașină vezi un obstacol, vrei să eviți impactul, pui frână, dar apoi nu mai decuplezi frâna. E ca și cum noi am merge cu modul nostru de protecție emoțională prin viață, constant înfrânați. De urmare, invitația din cartea Corporalizarea emoțiilor este de a ne apropia mai mult de noi înșine, de corpul nostru, de trăirea noastră, cu mai multă curiozitate, cu mai multă deschidere de a afla oare cum funcționăm noi emoțional, care este povestea noastră despre emoții, care sunt reacțiile pe care le-am dezvoltat în trecut, dar care poate astăzi nu mai sunt atât de folositoare pentru noi. Și astfel să învățăm, Raja ne propune un instrument, pe lângă multă teorie pe care el a adunat-o din studiile sale, dar concret ne propune un instrument prin care noi să ne folosim de senzațiile corporale pentru a ne ajuta să gestionăm diferit emoțiile, a crește capacitatea noastră de a le susține, de a le tolera, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să fugim de ele, să le evităm, să le transformăm, amestecăm, ci să avem mai multă libertate de alegere, să fim mai mult prezenți în cine suntem noi astăzi, nu cine am fost noi cândva. Vă recomand această carte, este superbă, lectură frumoasă, numai bine!